Hello, ce faceți? Sper că v-a plăcut aranjamentul nostru de săptămâna trecută. Eu m-am distrat făcându-l împreună cu colegii mei. Trebuie să recunosc că nu știu ce m-aș face fără ei. Mă ajută de fiecare dată să realizăm toate aceste videoclipuri frumoase. Trebuie să recunosc că am rămas un pic așa... Mă bântuie cuvântul ăsta ieftin. Nu știu, astăzi de dimineață m-am trezit așa gândindu-mă la cât de mult căutăm ieftin. Și ce credeți? V-am pregătit un aranjament ieftin, ieftin, ieftin de tot. Dar bineînțeles că înseamnă că cineva trebuia să se fi și gândit la această idee. E, m-am gândit eu și uite, m-am gândit să o împărtășesc cu voi și sper să vă placă și să vă face și voi aranjamente dintre astea frumoase, mai ales că e o idee foarte frumoasă de aranjament pentru evenimente. Așa, ce credeți? Am luat o lampă de la Ikea, ceva ieftin, cel mai ieftin, că tot vorbim despre cuvântul ieftin. Un abajur, nimic spectaculos, l-am tăiat puțin doar ca să se evazeze aici, așa, și l-am dat cu, vă dau un mic pont, dacă vreți să vopsiți ceva cu auriu, să nu fie un auriu prea uniform și prea perfect, după ce ați dat cu auriu, stropiți cu puțină apă și uite, o să obțineți exact acest efect pe care l-am eu aici, de strop, de murdar, de vechi. Și de data asta o să folosim doar lampa asta de la Ikea. Mi-am comandat niște eprubete, astea sunt foarte bune cu fundul și de pe floro.ro. Da? O să vedeți că vă ajută foarte mult pentru că baza asta nu e perfect dreaptă. Așa. Și pur și simplu în jurul suportului prindem eprubete de genul ăsta. Mai aveți nevoie de o pereche de mâini, vă zic din propria experiență că am făcut asta cu colegii mei. Și ia uite, taram! Da. E simplu prins cu niște sârmă, fără prea mare complicăciune. Pur și simplu am adunat o mare, mare legătură de eprubete. Ce faceți, fetelor? Vreți să mă ajutați? Hai, îmi ține și voi aici puțin de astea? Ele n-au nicio treabă, sunt fericite. Ce viață de câine! Și umplem repede, repede eprubetele astea cu apă. Am obținut un suport foarte drăguț. Nu trebuie să vă chinuiți să fie perfect. Mie îmi place din contră să pun oarecum abajurul ăsta puțin câș, astfel încât să arate mai drăguț. Mare grijă dacă lăsați și firul și vreți să băgați în priză. Un pic grijă la combinația apă, electricitate. Să nu aveți cumva probleme cu chestia asta. Am lăsat și firul, dar momentan nu o să băgăm în priză. O să facem doar un aranjament floral frumos, frumos de tot aici. Și niște campanula de data aceasta. Mulțumesc Radu de la Grădina Urbană pentru florile superbe pe care le-am primit. Și de data aceasta o să folosim și câteva germini de la Look Florii. Foarte frumoase. Ador florile de producție românească. Le ador efectiv. Și mai ales germini. Sunt atât de simple, dar atât de frumoase. Acum, fără prea mult stres, fără prea mult chin, cu un pic de imaginație, am obținut un aranjament, zic eu, destul de ieftin. Țineți minte că talentul nu este sau nu ar trebui să fie niciodată ieftin. Asta este un lucru foarte, foarte important. Sper să vă placă aranjamentul de săptămâna asta și stați pe aproape pentru că săptămâna viitoare m-am gândit deja la un aranjament super, 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 super. Vă pup să aveți parte de o săptămână minunată. Pa!
Și nu uitați să dați like și comment și share oriunde vedeți Daniel Nora Influencer pe Facebook, pe Instagram, să dați subscribe la canalul meu de YouTube, neapărat, bineînțeles, că altfel când ajung celebru mă fac că nu vă mai cunosc. Bună! Ce faci? De unde ai pieptul? Cât timp am pieptul în geantă? Doamne, nu cred. Uite, pentru asta. Nu, capul are făcut un pic așa. De dintr-o asta nu mai... Nu, că e tare, dacă o să-mi fac varză, nu. Ne scuzați, stimațele spectatori, o mică problemă tehnică. Noroc că nu suntem în direct. Da, până scoate toată ciorba din banchetă. Memorează-i numărul, pune-o, cum o cheamă? Nicoleta. Și trimite pe WhatsApp, dar nu am...